Jucătorul Chindi a fost avertizat în minutul 38, Necuțescu a scos apoi penaltiul, din care Chercheza a adus-o pe Chindi în avantaj. Vârful s-a accidentat după contactul cu portarul Dunării și a avut nevoie de îngrijiri medicale, intrând în teren fără acordul arbitrului. Centralul Bușii a dat al doilea galben, iar Chindi a trebuit să se descurce o repriză întreagă în 10 jucători. El susține că a avut încuvințarea arbitrului de asistentului să intre în teren, asistentul spune că nu i-a dat încuvințarea, nu știu, mi-e greu să spun. Însă, cred că și el trebuia să fie mai atent pentru că avea deja un cartonaș și galben, era și final de primă repriză, venisem în avantaj și trebuia să fie mai atent. Mi s-a părut un pic absurd, nu cred că trebuia să le elimine, că am înțeles că i-ar fi strigat și arbitru de tușă să intre și tot așa, în fine, rezultatul de 2-2 nu mai putem să-l schimbăm și mergem înainte. Până la meciul cu Dunărea de sâmbătă, Chindia nu primise niciun cartonaș roșu în acest sezon. Eliminat în derby, Necuțescu va rata deplasarea de la Satu Mare, unde Chindia joacă sâmbătă de la ora 11 cu Olimpia.